Ei, salutare, prieteni, eu sunt X-Breaker. Iată, venim și cu rezultatele de la votul de ieri. Se pare că iese La Liga cu un punctaj foarte, foarte mare, 39%, 1477 de voturi au fost pentru La Liga, 659 de voturi pentru Anglia Premier League și 314 voturi pentru Anglia Championship. Astea au fost cele, să zic, ăsta e top 3-ul. După vine Belgia, Italia, Germania, Franța, Spania la Liga 2, Germania 2, Bundesliga și Italia Serie B. Au fost 3789 de voturi și iată că iese La Liga. Noi acum mergem și eu am pus un alt poll în care voi trebuie să alegeți echipa voastră favorită. Cu ce echipă vreți să începem această serie de Road to Glory în FIFA 17, am pus Valencia, la Corunia, unde joacă românul nostru Andore. Am pus și Betis Sevilla, unde joacă Toșca, Alaves, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Sevilla, Villarreal, Bilbao, Sociedade Ibar, Spaniol, Celta Vigo, Malaga, Las Palmas, Leganes, Gijon, Granada și aici, stați că aici trebuie să fie Osasuna. Bine că am observat, Osasuna. Și aici trebuie să fie Osasuna. Deci ăsta e polul, eu aștept voturile voastre. Sincer am pus Valencia pentru că este echipa mea favorită. Nina are o perioadă foarte bună de joc și poate, cine știe, o duce și pe ea pe glorie. O ducem în gloria pe care o avea ea prin anii 2000-2003, să zic așa, atunci când a jucat și finale de UEFA Champions League, lua și titlul prin Spania, dar asta este, acum joacă foarte, foarte slab, trebuie să recunoaștem. Deși Realul de-abia a bătut cu 2-1, dar totuși Valencia nu mai este cea din anii 2000. Deci aștept votul vostru și noi după vot vom da drumul la această serie de FIFA 17 Road to Glory. Eu am fost X-Breaker, vreau să votați. Aveți în descriere link-ul, aveți polul în descriere, intrați acolo, votați și vom vedea ce echipă va ieși câștigătoare. Până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!